Abia acum o oră m-am apucat de citit această carte și cu cât citeam mai mult, cu atât simțeam mai intens să vin spre voi, să vă introduc în atmosfera acestei cărți. Țin foarte mult la ea, o să parcurgem împreună începutul ei și o să și comentăm acolo unde este cazul. Acest clip nu ar putea să apară fără sprijinul tău de pe Patreon, pentru care îți mulțumesc. Și dacă îți dorești să poți să continui să fac aceste clipuri și îți ofer ceva cu activitatea mea, susține-mă cu 15 lei pe patreon.com/BogdanLiviu sau la unul din linkurile de la comentariul aferent acestui clip. Mulțumesc, un like, un comentariu ar ajuta mult ca să apară la cât mai mulți oameni acest clip, cât mai mulți din cei care au dat subscribe la acest cont de YouTube. Ne despărțim de vremurile sovietice, de viața aceea noastră. Încerc să-i ascult cu onestitate pe toți participanții la drama socialistă. Comunismul a avut un plan smintit: să-l schimbe pe omul vechi, pe bătrânul Adam. Și a reușit. Poate că e singurul lucru care i-a reușit. Vreme de mai bine de 70 de ani, în laboratoarele marxism-leninismului, a fost creat un tip aparte de om: Homo sovieticus. Unii îl socotesc un personaj tragic, alții îl numesc Sovok. Mie mi se pare că îl cunosc pe acest om, îl cunosc bine. Am trăit mulți ani alături de el, umăr la umăr. El sunt eu. El sunt cunoștințele, prietenii, părinții mei. Vreme de câțiva ani am călătorit prin toată fosta Uniune Sovietică, pentru că Homo sovieticus nu e numai rus, ci și bielorus, turcmen, ucrainean, kazah. Acum trăim în state diferite. Vorbim limbi diferite, dar suntem inconfundabili. Ne recunoști imediat. Noi toți, oamenii din socialism, semănăm între noi și nu semănăm cu ceilalți oameni. Avem propriul vocabular, propriile reprezentări despre bine și rău, despre eroi și martiri. Avem o relație aparte cu moartea. În poveștile pe care le notez, îți zgârie mereu urechea cuvinte ca a trage, a împușca, a lichida, a trimite la moarte, sau variante sovietice ale dispariției, precum arest, 10 ani fără drept de corespondență, emigrație. Cât poate prețui viața omului dacă ne amintim că nu de mult oamenii piereau cu milioanele? Suntem plini de ură și de prejudecăți. Toți provenim din locul care a cunoscut Gulagul și un război cumplit. Colectivizarea, deschiaburirea, strămutarea populațiilor. Acesta a fost socialismul. Aceasta a fost, pur și simplu, viața noastră. Pe atunci vorbeam puțin despre ea, iar acum, când lumea s-a schimbat irreversibil, pe toți a început să intereseze viața aceea noastră. Oricum ar fi fost ea, era viața noastră. Unul din motivele pentru care în sondajul din 2023, în decembrie, 50% dintre români cred că era mai bine pe vremea al Ceaușescu, e și asta, pentru că era tinerețea lor. Pe vremea aceea au trăit, sunt solidari cumva cu vremurile în care au trăit, sunt mulți oameni abandonați de acest capitalism agresiv care lasă în urmă oameni. Sunt oameni care nu se pot adapta, care nu știu ce să facă cu libertatea, e mai complicat, nu e... Cum spuneam și eu la un moment dat, intrasem așa într-o chestie între asta. Cine e comunism, automat e prost, e ticălos. Păi vă e dor că erați analfabet și primeați o dacie, erați turnători, că sturnai copilul la Securitate și o duceai bine pe vremea respectivă. De-aia ți-e dor de ea, că ești un om de nimic. Sunt și astfel de cazuri, dar nu sunt atât de mulți. Nu e... Aici nu gândim în alb și negru. Ești așa sau ești... cu ceilalți, ești ori prost, ori om ok, ori prost, adică mă duc în aceeași mentalitate pe care o condamn. Nu, e mult mai complicat, sunt multe nuanțe. Încep să fiu cumva aproape solidar cu o parte din oameni care au acea nostalgie. Chiar dacă e îngrozitor, pentru că ei nu știu, mulți dintre ei habar nu au cât de mult s-au chinuit intelectualii pe care eu îi iubesc. Și oamenii care aveau caracter, oamenii care aveau personalitate, tocmai asta vrea comunismul să omoare, personalitatea, caracterul. identitatea ta, să fie noi, să nu mai existe eu. E desfințarea eu-ului. Mă interesează chestia asta pe care o trăim acum. Mă interesează cum e posibil, fără reproșuri, fără scandalizare, fără lamentări, cum e posibil ca 50% dintre români să dorească vremurile de dinainte, așa cu nenorocirile lumii de azi. Dar ce înfrângere pentru democrație ca mulți dintre oameni, oameni de bună credință unii dintre ei, măi, sunt atât de scârbiți de cei acum încât mai degrabă preferă acel rău, că mulți dintre ei știu că e un rău. E foarte interesant. Și din multe puncte de vedere e sfârșitor că acești oameni preferă comunismul. Ce preferi? Preferi clipele în care oameni extraordinari erau băgați în pușcărie și puși să-și mănânce propriul rahat. Asta preferi. Preferi vremurile alea. De care nu știi, că nu știi de cei oameni. Poate nici nu ai auzit numele lor. Dar nici nu poți să-i acuzi pe acești oameni, mulți dintre ei, pentru că e viața lor. Acolo au trăit, erau și chestii bune și au dreptate când spun și ei chestia asta. E atât de complicat că nici nu știi. Dar să revenim la carte. Acesta a fost socialismul, acesta a fost pur și simplu viața noastră. Pe atunci vorbeam puțin despre ea, iar acum, când lumea s-a schimbat irreversibil, pe toți a început să intereseze viața aceea noastră. Oricum ar fi fost ea, era viața noastră. Scriu, refăcând din bucățele din fărâme, istoria socialismului domestic, intern, așa cum a sălășluit el în sufletul omului. Mă atrage mereu tocmai această perspectivă măruntă. Omul, doar omul. Așa era și Dostoevski, era obsedat de om, de destinul individului. Mă atrage mereu tocmai această perspectivă măruntă. Omul, doar omul. În definitiv, acolo se petrece totul. De ce sunt în carte atâtea povești cu sinucigași și nu cu oameni sovietici obișnuiți, cu biografii sovietice obișnuite? La urma urmelor, oamenii își pun capăt zilelor din dragoste, din pasiune, din pură curiozitate sau doar așa, din dorința de a afla taina morții. Nu mă gândisem niciodată la asta. Să te sinucizi din dorința de a afla taina morții. I-am căutat pe cei în care s-a înrădăcinat adânc idealul, care l-au lăsat să crească în ei în asemenea măsură încât nu l-au mai putut smulge. Statul a devenit universul lor, a înlocuit totul, chiar și propria lor viață. Statul a devenit universul lor, a înlocuit totul, chiar și propria lor viață. Ei nu puteau ieși din istoria mare, nu se puteau despărți de ea, nu puteau fi fericiți altfel. Să plonjezi, să te arunci în abisul existenței private. Vă recomand Legenda Marelui Inchizitor, apropo de nu puteau fi fericiți altfel și de libertatea pe care o lasă. Să plonjezi, să te arunci în abisul existenței private, așa cum se desfășoară ea astăzi, când ce e mic a devenit mare. Omul vrea pur și simplu să trăiască, fără vreun ideal măreț. Așa ceva n-a existat niciodată în viața rușilor. Așa ceva nu cunoaște nici literatura rusă. În general, noi suntem războinici, fie că ne războiam, fie ne pregăteam de război, fie ne războiam, fie ne pregăteam de război. Niciodată n-am trăit altfel. De aici și o psihologie războinică. Chiar și în viața pe timp de pace totul era ca în război. Bătea toba, flutura drapelul, inima îți sărea din piept. Haosul respectiv și din nazism pe vremea lui Hitler până și pe Cioran l-a sedus hazardul acela de pe străzi, corul acela, agresivitatea aceea, dar cumva într-o voioșie bizară și e ca un drog așa. Interesant aici. Mereu practic bătea toba, flutura drapelul, inima țărea din piept. E continua așa zisă viață care se hrănește cumva cu suferințe și chin, dar e foarte ispititoare, mai ales când ești tânăr, cum era Cioran, adică îl scuz că era și el tânăr, dar iată că și un om ca el, care era spiritual, era inteligent și câți n-au fost așa, ferească Dumnezeu, și mulți dintre noi am fi fost așa. Am fi crezut. E foarte ușor să judecăm acum și să spunem, uite, eu n-aș și ba da, și tu, sunt imense șansele să fi fost la fel și tu. Păi ești mai prost decât acei oameni de care vorbești. Taci din gură că nu știi. Omul nu și vedea statutul de rob, ba chiar îl iubea. Apropo de ce vă ziceam cu legenda Marelui Inchizitor Dostoevski, am făcut clip. Omul nu și vedea statutul de rob, ba chiar îl iubea. Și eu mi-amintesc, după școală ne adunam toată clasa să mergem la desțelenit. Îi disprețuiam pe cei care refuzau să meargă. Regretam până la lacrimi că revoluția, războiul civil, au avut loc fără noi. Privești în urmă și te întrebi, oare așa eram noi, eu? Mi-am amintit totul împreună cu eroii mei. Unul dintre ei spunea, numai un om sovietic poate înțelege alt om sovietic. Eram oameni cu una și aceeași memorie comunistă. Vecini de memorie. Tata își amintea că el personal a crezut în comunism după zborul lui Gagarin. Noi am fost primii, puteam înfăptui orice, așa ne-au educat și pe noi, el și mama. Am fost Oktiabrionok, echivalent al șoimilor patrii din România socialistă. Am purtat insignia cu băiețelul buclat, am fost pionieră, comsomolistă. Și comsomolist e din tânăra generație a comuniștilor, era ceva, dar trebuie să vă zic din nou. Am căutat, era din fosta URSS, era Organizație Revoluționară a Tineretului Sovietic. Era Comsomol, da, Comsomol, în fosta URSS, Organizație Revoluționară a Tineretului Sovietic. Și era comsomolistă. Dezamăgirea a venit mai târziu. După perestroica, toată lumea aștepta să se deschidă arhivele. S-au deschis. Am aflat istoria care ne fusese ascunsă. Aici e o mare problemă, că mulți oameni n-au aflat. Mulți oameni au rămas cu chestiuțele acelea din viața de zi cu zi și habar nu au. Habar nu au ce s-a întâmplat, habar nu au ce a fost. Nu știu, oamenii nu știu. Sunt oameni care habar nu am, oameni de prin tren care spun, era mai bine și au aceleași clișee, sunt în continuare spălați pe creier cu toată informația disponibilă. Mă deranjează și cei, cumva, din postura mea, care știu câte puțin, insuficient de mult și își dau iarăși cu părerea și sunt agresiv, că tind să fii însuflețit, că sunt chinurile oamenilor pe care îi iubeai și vrei să-i aperi cumva și din dragoste pentru ei devii puțin fanatic împotriva oamenilor care numai nu știu, ai răbdare cu ei, explică-le, spune-le. Și într-adevăr sunt și oameni, pur și simplu oameni de nimic, care vor acolo. Mai bine să sufere și ceilalți, dar să le fie tuturor rău, că nu le merge lor bine în viață, vor acolo, să ne ducem cu forța înapoi, să ne fie tuturor rău dacă mie nu mi-e mai bine, că eu nu mă descurc eu, că nu sunt eu capabil. Am aflat istoria care ne fusese ascunsă. Trebuie să atragem 90 de milioane din cele 100 de milioane de locuitori ai Rusiei sovietice. Cu ceilalți nu trebuie discutat. Ei trebuie distruși. Zinoviev, 1918. Trebuie să atragem 90 de milioane din cele 100 de milioane de locuitori. Observați cu câtă lejeritate. Trebuie să atragem 90 de milioane din cele 100 de milioane de locuitori ai Rusiei sovietice. Cu ceilalți nu trebuie discutat. Ei trebuie distruși. Numere, pur și simplu numere. Să fie spânzurați, iată ce spune Lenin, da? Să fie spânzurați, neapărat spânzurați, ca să vadă poporul, numai puțin de 1000 de culaci inveterați, de bogătani, să le fie rechiziționate toate grânele, să fie luați prizonieri, să facem în așa fel încât pe sute de verste de jur împrejur oamenii să vadă și să tremure, Lenin, 1918. Moscova moare literalmente de foame, profesorul Cuznețov către Trotsky. Asta nu e foame, spune Trotsky. Când Titus a cucerit Ierusalimul, mamele evreice își mâncau copiii. Când voi pune mamele să-și mănânce copiii, atunci să veniți la mine și să-mi spuneți, ne e foame. Trotsky, 1919. Oamenii citeau ziarele, revistele și tăceau. Se abătuse peste ei o nenorocire insuportabilă. Cum să trăiești așa? Mulți vedeau în adevăr un dușman, la fel și în libertate. Nu ne cunoaștem țara, nu știm ce gândesc majoritatea oamenilor. Îi vedem, îi întâlnim în fiecare zi, dar nu știm ce gândesc, ce-și doresc. Avem însă îndrăzneala să-i educăm. Curând vom afla și ne vom îngrozi. spunea un cunoscut de-al meu, cu care stăteam deseori de vorbă la mine în bucătărie. Era în 1991. Fericite vremuri. Credeam că mâine, literalmente mâine, va începe libertatea. Așa credeam noi. Dar cu cine să faci, mă, democrație? Cu oamenii care erau comuniști, adică era imposibil să nu fie ales Iliescu, iarăși eram foarte cumva agresiv împotriva celor care au votat. Cum ați putut, mă, să votați tot cu el? Dar cum ar fi putut să nu facă asta? Toți erau acolo. Adică nu era nicio șansă să nu fim conduși de linia a doua a securității. Era atât de acolo, e absolut logic. Cum e logic și acest sondaj, e absolut logic și el. Totul e ca la carte, efectiv. Nu înțeleg, e o revoltă tâmpită din partea mea. Sunt și eu rătăcit, sunt prea ignorant ca să-mi dau cu părerea despre un subiect care are atâtea nuanțe. Am dreptate cu anumite chestii și sunt sigur pe ele, dar e foarte, foarte multă ceață. Trebuie să citești mai mult și să fii mai îngăduitor și să înțelegi mai bine, să-ți imaginezi că ești așa cu o brăscuță într-o fântână și vezi doar un petec de cer. Trebuie să faci saltul. Să înțelegi situația de ansamblu, să ai o perspectivă mai largă. Nu fanatism între ăsta și isterie și te cerți cu oameni prin tren, cu bătrâni, că nu știi, habar nu ai, taci din gură. Fii înțelegător, ascultă-l, întreabă-l de ce simțiți așa, de ce nu știu ce. Într-adevăr, mulți dintre ei, sau unii dintre ei, nu mulți, iarăși, o mare prostie să spui mulți. Unii dintre ei vor fi tâmpiți, sunt bătuți în cap, asta e, le era lor bine, se duceau acolo. Aveau chestiuță, avea lumea service. El e analfabet, spune, avea lumea service. Așa zic toți, așa e vorba. Era mai bine, avea lumea service. Tu nu vezi că ești analfabet când spui asta, nu știi să scrii. Dar sunt și oameni inocenți, oameni drăguți, care într-adevăr se simt abandonați de clipele pe care le trăim, de lumea moartă în care ne ducem cu această libertate prost înțeleasă și gestionată. Acest capitalism mizer, demonic, din multe puncte de vedere, în care n-avem nicio treabă cu a fi, ci cu a avea. Suntem obsedați. Am făcut un zeu din a avea, nu din a fi. Pe vremea comunismului, a fi era distrus, iar în democrația asta, dus apoi în extrem, a avea e totul. Ne distrugem singuri a fiul. Nici nu știi, atât de complicat. Omul, domnule, n-ai ce să faci cu el. Lemnul strâmb al omenirii. Isaiah Berlin. Nu știi cum. Noi suntem într-o situație ideală acum. Abia am ieșit din comunism. Suntem în proces de a fi în democrație. Mai avem încă tot așa. Suntem conduși de linia a doua a securității. Tot cu PCR, FSN, PSD, tot acolo suntem. Dar tocmai pentru că încă nu au venit curentele alea din străinătate, încă putem să vorbim liber. E groaznic. Excesul de democrație e cenzura din comunism. Nu mai ai voie să-ți mai spui opinia. Devii intolerant vorbind despre chestia asta, despre toată tema. E un tărâm atât de primejdios că mă observ pe mine, mă însuflețesc, conștient fiind că, măi, ești ignorant, nu știi, ok, dar sunt anumite chestii în care e greu să rămâi cumpătat, e foarte, foarte greu. Ce pretenții să mai am de la un om care a citit mai puțin decât mine, să zicem, da? Nu că asta ar conta, deși contează puțin, dar sunt oameni fără caracter care au citit, nu mă încălzește asta cu cititul, dar te ajută puțin să ai o perspectivă mai largă a lucrurilor. Ce pretenții să am de la el din moment ce eu însumi sunt intolerant când spun, nu, și de fac așa. Ce ai, mă? Ai răbdare. Ascultă-l pe om, vezi ce e cu el. Haideți să stăm așezat. Cum fac ăștia în politică? Haideți să ne așezăm la masa tratativă. Haideți să negociem, haideți să... Ei ne fac nimic niciodată. Vom discuta în cadrul partidului. E atât de complicat, e atât de complicat. A fost atât de multă suferință, atât de mult... Traumele sunt atât de puternice încât e foarte greu să fii lucid, să vorbești liniștit cu un om. Suntem în tabere, efectiv suntem în tabere. Și situația mea e cu atât mai aiurea că eu sunt împotriva democrației exagerate, agresive, în care observ numai capitalismul ăla ultra fanatic, în care calci peste oameni care n-au posibilități, sunt abandonați, dar nu am nimic în comun totodată cu cei care vor comunism. Pentru mine cuvântul e totul, am nevoie să spun ce gândesc. Chiar așa, inutil, zadarnic, dar e cuvânt, țin foarte mult la cuvânt, de asta țin foarte mult la sinceritate. Nu pot să mai fiu sincer, nu mai sunt eu însumi. Mi-ai luat identitatea mie. E tot ce am, cuvântul. Excesul de democrație îți ia cuvântul, comunismul la fel. Trebuie să stai între și între. Oamenii citeau ziarele, revistele și tăceau. Se abătuse peste ei o nenorocire insuportabilă. Cum să trăiești așa? Mulți vedeau în adevăr un dușman, la fel și în libertate. Nu ne cunoaștem țara, nu știm ce gândesc majoritatea oamenilor. Îi vedem, îi întâlnim în fiecare zi, dar nu știm ce gândesc, ce-și doresc. Avem însă îndrăzneala să-i educăm. Curând vom afla și ne vom îngrozi, spunea un cunoscut de-al meu, cu care stăteam deseori de vorbă la mine în bucătărie. Era în 1991. Fericite vremuri. Credeam că mâine, literalmente mâine, va începe libertatea. Va veni din senin, din dorințele noastre. Of, ce naivitate. Am văzut și clipuri de la Revoluție și la noi la fel. Erau oameni, mama mea era pe acolo. Bunici, părinți, sunt toți acolo. Credeau și ei, haideți că am intrat, hai. Unde ai intrat? N-am intrat nicăieri. Abar n-avem. Avem o grămadă. Nenorocirea asta până se va igieniza atât de groaznic încât ai mai nevoie să mai treacă generațiile ca să se spele îndoctrinarea aia. Din caietul de însemnări a lui Shalamov, e vorba de Varlam Shalamov, poet și prozator rus care a lăsat valoroase mărturii despre viața de deținut politic. Și găsisem de la Varlam Shalamov și cel mai probabil după această carte o să citesc cartea asta, Povestiri din Kolyma. Sunt câteva volume. Realitățile care au inspirat povestirile din Kolyma sunt impresionante, iar talentul lui Shalamov face din ele o lectură devastatoare. Sunday Times. Oh, dați-mă că pe 29 februarie, de ziua mea, eu vin cu Varlam Shalamov, Povestiri din Kolyma. Nici o clipă de zâmbet nu o să fie. Coșmar absolut. Adevăratele coșmarul. Până la urmă avem nevoie și din perspectiva asta, știi? Băi, în ce lux suntem totodată. Să nu mai fim atât de răsfățați și nerecunoscători. Am ajuns să credem că a căzut cerul pe noi, că e închisă cofetăria după ora 8 sau ceva de genul. O chestie între asta minusculă. Ah, Doamne, ce vremuri, în ce vremuri trăim, că iată, nu știu ce, o chestie micuță sau strănut sau nu te simți bine, ești indispus, nu e însorit afară, vai, sufăr. Măi, și în același timp așa e, omul, sunt și eu prostovan că mă revolt, că eu însumi cad în chestiile astea pe care le acuz. Așa suntem. Nu poți să fii recunoscător că ai două picioare, deși dacă n-ai mai avea un deget de la un picior, ar cădea cerul pe tine. Și sunt oameni bucuroși că există și n-au un picior. Așa e omul, e nerecunoscător din fire, dar trebuie să lupți cu tine să fii cât mai recunoscător pentru viață și să onorezi viața. Prin muncă și sinceritate, depune efort, caută să-i ajuți pe cei din jur. Sunt clișee, da, sunt clișee, dar au un adevăr în ele. Sunt clișee tocmai pentru că nu pot să scap de adevărul din ele. E ceva puternic în asta. Sau una, fii sincer. Da, ce platitudine să fii sincer. Da, domne, fii sincer. Ia, poți să fii sincer. Ce simplu sună. Ai că o să fii sincer. Nu poți să fii sincer. E suficient să ai contact cu 3 oameni și observ că cu 2 dintre ei ai fost așa puțin, ai ieșit din cadrul sincerității. E foarte, foarte greu. Sunt chestii care par clișee pentru că ai ironicul ăla din tine și vrea, hai măi, lasă-mă, că unde să te las cu astea? De ce? Ca să nu ți le asumi, de asta. Vrei să te las cu chestiile astea care spar ție platitudini pentru că mediocrul din tine, putregaiul din tine, sufletul putred din tine vrea să continue acolo viața lui. În sarcasm și minciună și lăcomie din caietul de însemnări a lui Shalamov. Am participat la marea bătălie pierdută pentru reînnoirea reală a vieții. Asta scria un om care a stat 17 ani în lagărele staliniste. Dorul de ideal a rămas. Aș împărți oamenii sovietici în 4 generații: stalinistă, hrușciovistă, brejnevistă și gorbaciovistă. Eu sunt din ultima. Ea e gorbaciovistă. Nouă ne-a fost mai ușor să ne împăcăm cu prăbușirea ideii comuniste, căci noi n-am trăit acele vremuri când ideea era tânără, puternică, încununată de magia nespulberată încă a unui romantism catastrofal și a unor speranțe utopice. Noi am crescut pe lângă bătrânii cetății, în zilele de post, vegetariene și vegetariene în legătură cu Ahmatova. Vegetarian, termen atribuit poetei Ana Ahmatova, care se referă la anii de dinainte și de după apogeul terorii staliniste, caracterizat drept carnivor sau canibal. Râurile de sânge ale comunismului fuseseră deja uitate. Patosul subzista încă, dar apăruse conștiința faptului că utopia nu poate fi transformată în realitate. Era pe vremea primului război din Cecenia. Atunci am făcut cunoștință la Moscova, în gară, cu o femeie. Era de undeva de pe lângă Tambov. Se aduceau în Cecenia să-și scape fiul de război și pentru asta am ținut foarte mult să fac acest clip. Trebuia să încep cu asta, poate pun la titlu. Mi-a plăcut atât de mult, fiți atenți, oameni buni. Se întâlnise cu o mamă, da? Era o femeie, o mamă. Se ducea în Cecenia să-și scape fiul de război. Ce spune mama? Nu vreau să moară și apoi nu vreau să ucidă. Nu vreau să moară, nu vreau să ucidă. Minunat. Mi-a plăcut atât de mult acel nu vreau să ucidă. Nu vreau nici să moară, dar nici să ucidă. E aici un întreg roman. Nu vreau să moară, nu vreau să ucidă. O mamă să spună asta. Să poți să te gândești și la să nu ucidă. Să-ți iubești atât de mult copilul încât să adaugi și acel nu vreau să ucidă. Pentru că din multe puncte de vedere a ucide înseamnă a muri. O splendoare. Statul nu-i mai stăpânea sufletul. Era un om liber. Astfel de oameni au fost puțini. Mai mulți erau cei pe care libertatea îi agasa. Am cumpărat 3 ziare și fiecare are adevărul lui. Unde e adevărul autentic? Înainte citeai dimineața ziarul Pravda și știai totul, înțelegeai totul. Mai mulți erau cei pe care libertatea îi agasa. Ce vă ziceam, mergeți la clipul acela. De acum 2 săptămâni, 3. Cu legenda Marelui Inchizitor Dostoevski. Se ieșea greu din narcoza ideii. Dacă începeam o discuție despre căință, primeam răspunsul, pentru ce să mă căiesc? Toți se simțeau victime, dar nu complici. Unul spunea, și eu am fost închis. Altul, am luptat. Al 3-lea, eu mi-am salvat orașul de distrugere. Zi și noapte am cărat cărămizi. Se întâmpla ceva total neașteptat. Toți erau îmbătați de libertate, dar nu erau pregătiți pentru ea. Toți erau îmbătați de libertate, dar nu erau pregătiți pentru ea. Unde era libertatea asta? Doar în bucătărie, unde din obișnuință continuau înjurăturile la adresa puterii. Îi înjurau pe Elțân și pe Gorbaciov. Pe Elțân pentru că a schimbat Rusia, iar pe Gorbaciov, pentru că a schimbat totul. Întreg secolul 20. Și acum o să fie și la noi ca la alții, ca la toată lumea. Credeam că de data asta o să ne iasă. O Rusia se schimba și se ura pe sine pentru că se schimbă. O Rusia se schimba și se ura pe sine pentru că se schimbă. Mongolul inert, cum scria Marx despre Rusia. Civilizația sovietică, mă grăbesc să-i fixez amprenta, chipurile cunoscute. Pun întrebări nu despre socialism, ci despre iubire, gelozie, copilărie, bătrânețe, muzică, dansuri, coafuri. Miile de amănunte ale unei vieți dispărute. Este singurul mod în care poți să încadrezi catastrofa într-un mediu familiar și să încerci să povestești ceva, să ghicești ceva. Nu încetez să mă minunez de cât de interesantă e viața omului, de numărul infinit al adevărurilor umane. Istoria e interesată numai de fapte, emoțiile sunt lăsate pe din afară. Ele nu sunt, de obicei, incluse în istorie. Eu însă privesc lumea cu ochii umanistului, nu ai istoricului. Sunt uluită de ființa umană. Eu sunt îngrozit de ea. Tata nu mai e. Și nu pot să termin una din conversațiile mele cu el. Spunea că lor le e mai ușor să moară în război decât băieților netrecuți prin foc care pierd acum în Cecenia. În anii 40, ei intraseră într-un infern venind din altul. Înainte de război, tata studia la Minsk, la Institutul de Jurnalistică. Își amintea că atunci când se întorceau din vacanță, deseori nu mai întâlneau niciun profesor cunoscut. Toți fuseseră arestați. Nu înțelegeau ce se petrece, dar le era frică. Frică, așa, ca la război. Am avut puține discuții deschise cu tata. Îi era milă de mine. Oare mi era și mie milă de el? Mi-e greu să răspund la întrebarea asta. Eram necruțători cu părinții noștri. Mi se părea că libertatea e un lucru simplu. A trecut ceva vreme și ne-am cucârjat toți sub greutatea ei, căci nimeni nu ne-a învățat nimic despre libertate. Am fost învățați doar cum să murim pentru ea. Iată libertatea! Așa ne așteptam să fie. Eram gata să murim pentru idealurile noastre, să ne aruncăm în luptă. Dar a început o viață cehoviană, fără istorie. S-au prăbușit toate valorile, în afară de valorile vieții, ale vieții în general. Vise noi, să ne construim o casă, să ne cumpărăm o mașină bună, să plantăm un coacăz. Libertatea s-a dovedit a fi reabilitarea spiritului mic burghez, îndeopște denigrat în Rusia. Măcar de-ar fi fost așa, dacă pe lângă mașină și casă, omul mai planta și un coacăz. Aici e reproșul meu față de lumea de azi. Mai plantați și un arbore. Mai gândiți-vă și la ceilalți. Pentru că exact cum faci cu un arbore pe care îl plantezi și te ajuți pe tine prin asta, așa și ajutându-i pe cei din jur te ajuți pe tine, din foarte multe puncte de vedere. Libertatea maestății sale, consumul, a imensității întunericului, întunericul dorințelor, al instinctelor, al vieții omenești tainice, despre care aveam doar o idee aproximativă. În întreaga noastră istorie am supraviețuit, n-am trăit. Iar acum experiența războiului nu mai e necesară, trebuie să uităm. Mii de noi emoții, stări, reacții. Cumva, brusc, totul în jur s-a schimbat. Semnele, lucrurile, banii, drapelul și omul însuși. A devenit mai colorat, mai izolat. A fost spart monolitul și viața s-a împărțit în insulițe, atomi, celule. Marele rău s-a transformat într-o străveche legendă, într-un thriller politic. Nimeni nu mai vorbea despre ideal. Se vorbea despre credite, procente, polițe de schimb. Banii nu mai sunt munciți, ci făcuți, îți vin. Va dura oare această stare de lucruri? Injustiția banului e indestructibilă în sufletul rus, scria Tsvetaeva. Parcă ar fi înviat și s-ar plimba printre noi personajele lui Ostrovski și Shaltykov, Șcedrin. Pe toți cei cu care m-am întâlnit i-am întrebat ce este libertatea. Părinții și copiii au răspuns diferit. Cei născuți în URSS și cei nenăscuți în URSS nu au o experiență comună. Sunt oameni de pe planete diferite, părinții. Libertatea este absența fricii. Libertatea este absența fricii. Ce vă vorbeam, dar nu mai știm ce clip. Cu iubirea care diluează frica și era în... Apostolul Ioan spusese asta. Libertatea este absența fricii. Și iubirea diluează frica. Frică, libertate, iubire. Și aici, un roman întreg. O viață întreagă. Cu dansul dintre ele. Libertatea este absența fricii. Cele 3 zile din august, când am învins puciul, este vorba despre... August 1991, un grup de conservatori comuniști care considerau că reformele lui Gorbaciov ajunseseră prea departe au încercat să-l înlăture pe acesta de la putere. Tentativa a ieșuat după numai 3 zile. Cele 3 zile din august, când am învins puciul, omul care poate alege în magazin din 100 de sortimente este mai liber decât cel care alege din 10. Să nu fi biciuit, dar nu vom ajunge niciodată să cunoaștem o generație nebiciuită. Rusul nu înțelege libertatea. El are nevoie de cazac și de cravașă. Copiii, libertatea înseamnă iubire. Oh, ce frumos! Libertatea înseamnă iubire. Și iubirea diluează frica. Ce frumos! Copiii ajung la Apostolul Ioan. Involuntar, cu inocența lor. Libertatea înseamnă iubire. Cât de frumos, băi! Libertatea interioară e valoarea absolută. Libertatea înseamnă să nu te temi de propriile dorințe. Să ai mulți bani, atunci... Libertatea înseamnă să nu te temi de propriile dorințe. Să ai mulți bani, atunci o să ai totul. Libertatea e când poți să trăiești astfel încât să nu te mai gândești la libertate. Libertatea este normalitate. Sunt de acord cu libertatea înseamnă iubire. Aici e totul. Și cu libertatea interioară e valoare absolută. Pentru că și în vremuri în care ești încarcerat, să zicem, ai acea libertate interioară. Nimeni nu poate să-ți ia sufletul. Mergeam prin Smolensk, într-un sat, ne-am oprit lângă un magazin. Ce fețe familiare! Eu însă mi-am crescut la țară, frumoase, bune și ce viață înjositoare, mizerabil în jur. Am stat de vorbă despre viață. Întrebați de libertate! Intrați în magazinul nostru, avem vodcă de care vreți. Standard, Gorbaciov, putinca, salamuri din belșug, brânză, pește, banane cu duiumul. Ce libertate vă mai trebuie? Nouă ne ajung toate astea, dar pământul vi l-au dat. Cine să trudească la el? Vrei să-l iei? Ia-l. La noi numai Vasca Curtoi l-a luat. Băiatul lui mai mic are 8 ani și merge după taică-sul la plug. La el, dacă te duci să muncești, nu ciupești nimic, nu pui geană pe geană. Un fascist. La Dostoevski, în Legenda Marelui Inchizitor, e o discuție despre libertate, despre faptul că drumul libertății e anevoios, chinuitor, tragic. La ce bun să cunoști blestematele concepte de bine și rău când te costă atât de mult? Omul trebuie să aleagă tot timpul, libertatea sau prosperitatea și orânduirea vieții. Libertatea însoțită de suferințe sau fericirea fără libertate. Și majoritatea oamenilor merg pe a doua cale. Marele Inchizitor îi spune lui Hristos, care a revenit pe pământ: de ce ai venit atunci să ne tulburi? Căci venirea ta nu face decât să ne tulbure, cred că îți dai seama. Prețuindu-l peste măsură pe om, ai procedat ca și când n-ai fi avut nici cea mai mică îngăduință, fiindcă însemna să ceri de la el mai mult decât putea să dea. Dacă însă l-ai fi prețuit mai puțin și nu i-ai fi cerut decât ceea ce putea să-ți dea, ar fi simțit mai mult dragostea ta, fiindcă nu l-ai fi îndatorat să poarte o povară chiar atât de grea. Omul este slab de înger și bicisnic. Cu ce este vinovat un suflet plăpând, dacă nu poate cuprinde asemenea haruri înfricoșate? Fiindcă nu există pentru omul liber o grijă mai statornică și mai chinuitoare decât aceea de a afla mai degrabă în fața cui se cuvine să se plece până la pământ. Nu există pentru omul liber o grijă mai statornică și mai chinuitoare decât aceea de a afla mai degrabă în fața cui se cuvine să se plece până la pământ. Iar în zilele noastre ne-am aplecat până la pământ în fața banilor. Ochiul dracului. Vedeți și vorbele astea. Vechi, banale, mediocre, spun unii. Mai nu se știe. Ba chiar tind să cred că nu e deloc așa cum spuneți voi. Tind să rămân cumva cu vorbele astea străvechi. Au ele acolo ceva adevăr în energia lor. Când intri în nuanțele pe care le deschide o vorbă ca asta și te uiți și te uiți și te uiți și cu cât te adâncești în analiză, cu atât observi o oglindă perfectă a lumii în care trăiești. De la un simplul banul e ochiul dracului. Fiindcă nu există pentru omul liber o grijă mai statornică și mai chinuitoare decât aceea de a afla mai degrabă în fața cui se cuvine să se plece până la pământ și cui să încredințeze mai degrabă harul libertății cu care această nefericită faptură se naște pe lume. În anii 90, da, am fost fericiți. Naivitatea de atunci nu vom mai regăsi. Ni se părea că alegerea era făcută, comunismul era înfrânt pentru totdeauna, dar nu era decât începutul. Au trecut 20 de ani. Nu ne mai speriați cu socialismul, le spun copiii părinților. Dintr-o conversație cu un cunoscut profesor universitar. La sfârșitul anilor 90, povestea el, studenții râdeau când aminteam de Uniunea Sovietică. Erau siguri că în fața lor se deschide un viitor nou. Acum tabloul e altul. Studenții de astăzi au aflat deja, au simțit pe pielea lor ce înseamnă capitalismul, inegalitate, sărăcie, bogăție arogantă. Au în fața ochilor viața părinților, care nu s-au ales cu nimic din jefuirea țării și au opinii radicale, visează la propria lor revoluție. Poartă tricouri roșii cu portretele lui Lenin și Che Guevara. Ați văzut ce zicea Lenin, da? Of. Cum poți, mă, și cum, și ce logic e, ce logic să se întâmple așa până la urmă. Dar e îngrozitor, e îngrozitor. Ar trebui puse în școli aceste citate. Citat din Lenin, să fie spânzurați, neapărat spânzurați, ca să vadă poporul, numai puțin de 1000 de culaci inveterați, de bogătani, să le fie rechiziționate toate grânele, să fie luați prizonieri. Să facem în așa fel încât pe sute de verste de jur împrejur oamenii să vadă și să tremure. Iată cine e Lenin, intelectualul Lenin, da? Marele Lenin, vizionarul Lenin. Poartă tricouri roșii cu portretele lui Lenin și Che Guevara. În societate a apărut cererea pentru Uniunea Sovietică, pentru cultul lui Stalin. Oh, Dumnezeule mare, cultul lui Stalin. Cultul lui Stalin. Așa mă certasem pe YouTube cu cineva care spusese Marele Hitler. Of. Jumătate din tinerii între 19 și 30 de ani consideră că Stalin a fost cel mai mare om politic. Un nou cult al lui Stalin în țara în care Stalin a distrus la fel de mulți oameni ca Hitler. E din nou la modă tot ce e sovietic. De exemplu, cafelele sovietice cu denumire sovietică și felurile de mâncare sovietice. Dar iarăși trebuie să ne abținem din a fi isterici cumva, din a fi intoleranți. De ce? De ce se întâmplă asta? Oare e cumva inconștient? Bine, ok, foarte multă ignoranță, înțeleg, da. Dar poate e și un protest față de vremurile astea sau cele care vin, știi? Poate e și ceva legat de asta. Adică e și o critică la ceea ce se întâmplă. Totodată tot nu se scuză. Adică nu putem să avem și un alt fel de protest. Începem să purtăm tricou cu Stalin. Adică atât te-a dus capul, atât poți. Au apărut bomboane sovietice și salam sovietic cu mirosul și gustul cunoscute nouă din copilărie și, bineînțeles, vodka sovietică. La televiziune sunt zeci de emisiuni, iar pe internet zeci de site-uri nostalgic sovietice. În lagărele staliniste, la Solovski, la Magadan, poți merge ca turist. Reclama promite că, pentru experiența totală, vei primi un costum de deținut și un târnăcop. Ți se vor arăta barăcile renovate și, la sfârșit, ți se va organiza o partidă de pescuit. Învie idei demodate despre Marele Imperiu, despre mâna de fier, despre specificul căii rusești. Au readus la suprafață imnul sovietic. Există Comsomol, ce vă ziceam la început, da? Doar că se cheamă Ai Noștri. Există Partidul Puterii, copia Partidului Comunist. Mai spun o dată că e foarte important. Comsomol, în fosta URSS, organizația revoluționară a tineretului sovietic. Incredibil așa ceva. Există Comsomol, doar că se cheamă Ai Noștri. Există Partidul Puterii, copia Partidului Comunist. Incredibil așa ceva. Învie idei demodate despre Marele Imperiu, despre mâna de fier, despre specificul căii rusești. Au readus la suprafață imnul sovietic. Există Comsomol, doar că se cheamă Ai Noștri. Există Partidul Puterii, copia Partidului Comunist. Președintele are aceeași putere ca secretarul general, absolută. În locul marxism-leninismului e ortodoxia. Minunat, minunat! În locul marxism-leninismului e ortodoxia. Minunat! Absolut superb! Aș pune asta în titlu. E crucial, crucial, esențial. Îmi pare rău că am vorbit atât de mult și poate n-ați rămas până aici. Dar nu contează. Sper să citiți cartea asta, e important. Înainte de Revoluția din 1917, Aleksandr Grin scria: iar viitorul a încetat cumva să stea la locul său. Au trecut 100 de ani și viitorul iar nu e la locul lui. Acum trăim vremuri second hand. Baricada este un loc primejdios pentru artist, o capcană. Acolo vederea se tulbură, pupila se îngustează, lumea își pierde culoarea. Este o lume în alb-negru. De acolo nu mai distingi omul. Vezi doar un punct negru, o țintă. Mi-am petrecut toată viața pe baricade, dorindu-mi să plec de acolo, să învăț să mă bucur de viață, să-mi recapăt vederea normală. Dar 10.000 de oameni ies din nou în stradă, se iau de mâini, au panglici albe la haină, simbol al renașterii, al luminii. Și eu sunt cu ei. Am întâlnit pe stradă niște băieți în tricouri cu secera și ciocanul și cu portretul lui Lenin. Știu ei oare ce este comunismul? Aici e întrebarea, aici e cheia. Cum am întâlnit noi acest sondaj cu jumătate dintre români, rudele noastre, prieteni, părinți, bunici, străbunici, fiecare, te duci la magazin, când stai la coadă, mulți dintre ei cred asta. Am întâlnit pe stradă niște băieți în tricouri cu secera și ciocanul și cu portretul lui Lenin. Știu ei oare ce este comunismul? Ce e grav e că și cei ca mine, care sunt cumva pe latura mai educată, nici noi nu știm, sau cei care suntem anticomuniști, să zicem, da? Nici noi nu știm ce e comunismul. Sărim așa și luăm apărarea celor pe care îi iubim, care au suferit din cauza comunismului, dar nu știm. Ai impresia că știi mai bine decât cel care e... Cum poți, mă, să porți aia și nu știu ce? Că tu nu știi Dar tu când spui asta, tu nu știi, nu știu ce, nu știi. Nu știi nici tu, cel care îl întrebi pe el că nu știe, știi? Chiar dacă pare că tu ai ales bine și ai ales bine, parcă iarăși vezi cum se poartă discuția. Dar e un ignorant care e așa rebel, băi, tu știi ce, nu știu cum, și îți dă impresia că tu știi, când îi ții moralul celuilalt, nici tu nu știi. Asta trebuie să fii mereu, să te pândești, că nici tu nu știi. Să ieși din ignoranța ta cu privire la subiectul ăsta. E foarte ușor să te iei câțiva oameni rebeli, care sunt și ei tineri, fac și ei chestii pe care le faci la tinerețe, asta e cu nebunia tinereții, și apoi tu te uiți pe fereastră și uite, măi, dacă ar ști ei ce e comunism, nici tu nu știi. Sunt puțini care pot să spună că știu. Totodată sunt oameni care au trăit și știu mai bine decât cei care au citit foarte mult despre asta, iarăși că e exact ce spunea din perspectiva omului mărunt, din ce a trăit el acolo, în camera lui, cum s-a simțit comunismul în sufragerie la el acolo, cum ce o să zică lumea ta și din gură, nu te băga, acolo, șoaptele alea. Fiecare l-a simțit diferit. Cine își turna copiii la Securitate și prima Dacie și era analfabet, nu știa nimic, preferă vremurile alea. Avea lustră, avea Dacie. Ai. Pentru o lustră de lux, pentru o Dacie, pentru un covor persan, vrei vremurile alea. Nu-ți pasă ție că intelectualii erau puși să-și mănânce propriul rahat și erau chinuiți. Ce-ți pasă ție? Ție nici nu-ți place să citești. De ce? Eu vreau acolo, cum era înainte. Am turnam familia și mâncam banane. Hai. Nu vreau. Nu vreau să mă dezvolt, nu vreau să am un viitor liber, să zic așa. De ce? Lasă. Hai să vină înapoi cei care au bani, să n-aibă nici ei, să suferim toți. Să nu avem personalitate, să nu avem identitate. Și eu o să fiu ticălos, o să fiu omul sclavul regimului, omul lacheul, practic, propagandistul, activistul, și o să primesc chestii pentru asta. Notezi acolo cum notau ăștia la Securitate. Ați văzut că erau toți analfabeți. Ea a venit fără cratimă, ea l-am văzut când a stins lumina. Este ora, este 3 dimineața, se aud voci. A venit la el domnișoara Ecaterina, vorbesc filozofie, discuții abstracte. S-a vorbit despre revoluție, adaugă de la el, ca să-l facă suspicios pe la ca să fie el premiat apoi. Ăștia sunt. Ăștia sunt oameni. Ăștia sunt vecinii noștri, ăștia sunt prietenii noștri. Părinți, bunici, nu sunt oamenii aceia, știi, de departe. Noi suntem ăștia buni, noi între noi, ăștia că ne înțelegem, suntem aici între noi. Nu. Noi suntem ei acolo, torționarii, noi suntem. Fiecare din noi avem torționari. Eu în cum reacționez, în cum dezbat cu cineva, cum mă enervez, eu am ceva din isteric, din torționar, din fanatic. Eu însumi sunt așa. Doar că încerc să îmi desăvârșesc sufletul și să scap din mizeria asta pe care toți o avem noi. E o continuă luptă. Nu vă blazați așa să credeți că eu am ideile bune, el are ideile proaste și gata, eu știu despre chestii. Nu știu. Am puțin ajustate spre lumină ideile pe care celălalt nu le are. Am citit puțin mai mult decât el, să zicem, dar sunt ignorant. Iarăși clișeul lui Socrate, dacă știu că nu știu nimic, da, citește cât mai mult ca să ai cât mai clar ideea asta. E foarte greu să nu uiți că nu știi nimic. Toți credem că le știm pe toate tocmai pentru că suntem ignoranți. În fine, sper că ți-a plăcut acest clip, m-ar ajuta mult un like, un comentariu și dacă îți doresc să pot să continui să fac aceste clipuri, susține-mă cu 15 lei pe patreon.com/Bogdan Liviu ca să pot să apar în continuare pe aici. Mulțumesc!